Virgin Radio Breakfast. Bună dimineața tuturor! A venit în studioul Virgin Radio România Cristi Iacob! Bună salutare. Bună dimineața! Acum sunt Des Virgin, ok? Alright! Sper că sunt prima dată la Virgin Radio. Îi salut pe toți ascultătorii voștri. Îi iubesc incontestabil. Da, tot mai vorbeam de dimineață că vreau să-mi lansez cursul de vrăjeală. Deci dacă am niște... Dacă vrei să-ți spun eu pe scurt, vrei? Da. Asta a fost, ok. Foarte bun. Cristi Iacob, într-adevăr, pentru prima dată aici, au sărit fetele pe WhatsApp în aer. Au zis, actorul nostru preferat. Au sărit pe WhatsApp sau în aer? Așa, nu ne-au trimis poză cei drept, dar... Au fost foarte fericite, foarte multe dintre ascultătoarele noastre. Și colegiile noastre, dacă vrea vreo colegă să vină aici în studio, să vină. Nu l-avem mult pe Cristi Iacob, ne-am permis doar jumătate de oră cu el. A venit A venit cineva de seama mea, adică cu tot cu ochelari. A, păi să-mi pun ochelarii, că eu mi-i scosesem, ca să fim cu toții. Uite așa. Mamă. Gata, suntem bine. Că, știți cum fac amor ochelarii, știi, nu? Îi scot ochelarii și fac dragoste ca Chiori. Eu știam pe aia că durează într-adevăr mai mult la noi, la ochelariști, pentru că o anumită parte a... Nu, mai stai mereu și ți-apeși. Eu voiam doar să întreb ce mănâncă Cristi Iacob la breakfast. Dar e ok dacă am ajuns până aici. Nu, păi e nicio tot problemă acolo. Tot la breakfast eram. Mănânc cu ghile. Și rest, ce preferi să mănânci? Noi ne numim breakfast și asta e prima întrebare când vine cineva la noi. Care e mâncarea preferată a lui Cristi Iacob? Cred. În primul rând că un artist nu se scoală la ora asta. Da. Așa. Și la ora asta se culcă. Corect. Și breakfast este de cină. Orice. Da, orice e pică. Nu-mi dau seama. Uite, acum... Ai o cafea. O cafea are o toartă ciudată, frate. Cred că am mâncat toarta. Vorbim astăzi despre filmul Complotul Bonelor. Complotul Bonelor, mi se pare extraordinar numele ăsta, nu doar de film artistic, ci și de... De mai multe filme și-a făcut Andrei, dar n-are sens să intrăm acolo, da? Te rog frumos, nu mă bag în film. De fapt, nu vreau să-mi dau drumul la imaginație, că sigur ajung la pușcărie. Și să revenim, cum a fost să lucrez cu Ana Maria Prodan, de În primul rând că nu prea mă uit la chestii mondene sau la, știu eu, da, lucrurile comentabile sau în agora social media. Dar cum s-a descurcat? În primul rând că asta a fost oferta lui Iura Luncașu, cu care am lucrat foarte mult și care se descurcă. E un regizor excepțional. Un regizor excepțional și un om foarte, foarte psiholog foarte bun. Și atunci se descurcă în foarte multe medii. Și mi-a spus, băi, e o provocare, te bagi? Sigur că da, e un om până la coadă. Și nu e bine să judeci înainte și nici să mergi cu preconcepții. Zic, e un om. Ce să vedem ce se întâmplă. E un om absolut corect, răspunde cu aceeași monedă. Pe de altă parte vine dintr-o lume destul de complicată, care e cam condusă de bărbați. Și atunci trebuie să fii un om puternic ca și femeie. Și un om cât se poate de corect, un om care încearcă să treacă peste limitele impuse, pentru că până la coadă nu vine dintr-o zonă artistică, ci dintr-o zonă de afaceri, nu mă interesează, dar chestia asta. Dar a fost un om foarte corect cu mine și un om care asculta lucruri. Întâmplător, fac meseria asta de multă vreme și nu s-a sfiit să-mi ceară sfatul pe care l-am dat cu tot sufletul și cu tot... Asta eram curios, cum a decurs pe platou toată treaba asta între voi? Dacă ți-a cerut sfatul, dacă te comporta și ca un prof de actorie cu ea? Ca un coleg, pentru că okay. Până la coadă e o relație dintre un bărbat și o femeie. E o relație... Mm-hmm. Hai să zicem de iubire, de dragoste. E complicat, lucrurile astea sunt foarte complicat de jucat, pentru că trebuie să convingi lumea, trebuie să o anumită sinceritate. Sigur, asta cu poveștile de dragoste de pe platou de filmare sunt... Da, nu s-a întâmplat? Nu pot să cred. Mai ales când ai 40 de oameni în jur, ce ți închipui? Cristi, eu zic, mie îmi place foarte mult de Ana Maria Prodan și cum arată și cum se comportă. Eu cu 40 de oameni mi-o riscam. Măcar un pupic. Dacă o să continui Complotul Bonelor 2, te chem să fii dublură. Gata, gata.
It's a deal, man. Tot ce am strâns până acum, toți bănuții mi-e vin și până... Nu. În primul rând, e mare onoare să fiu dublură. Doi, să am parte și de așa ceva. Să știi că eu i-aș fura un pupic. Ne-am întâlnit odată la un eveniment. Aveam o cămașă cu dolari și mi-a zis, pe asta o am și acasă. Și am zis, păi eu am pus-o special pentru tine, Ana Maria. Eu am furat-o, frate. Exact. Dar să vorbim puțin despre film Complotul Bonelor. Da, e o comedie romantică. Adică are și un advertising foarte frumos. Adică poate fi văzut de părinți cu acordul copiilor. Bun. Pentru că nu se spune nimic urât. Este vorba de o poveste de dragoste între doi oameni maturi. Deci se poate întâmpla să te îndrăgostești și la 50 de ani, nu e nicio problemă. Sigur nu trebuie să te comporți ca un puș de 18, dar că devii ușor penibil. Adică da. Să încep să... Da. Să mergi cu rolele. Cu bastonul și cu rolele, știi? De ce ar trebui oamenii să meargă la film? De ce? Pentru că o să se regăsească cel puțin părinții. Copiii cu siguranță copiilor cu siguranță o să le placă, pentru că sunt niște situații foarte simpatice. Practic e un om care are 9 copii. Doamne. A avut de lucru cu vreo... Vorba, că vă dau o replică din film. Dacă atât m-a dus capul. Și e foarte frumos. Sunt trei boni. Practic copiii nu vor să se mai însoare. Nu mai vor o altă mamă. Și e povestea care se... E un soi de, mă rog, păstrând proporția, un soi de singură acasă, un soi de... E o conspirație a unor, okay, unor. Am copii. Înțeles. Eu, primul lucru pe care l-am întrebat pe Cristi până să intrăm în direct a fost unde au filmat. Pentru că de obicei m-a întrebat ce zodii sunt. Yes! Pentru că pe noi Iura ne-a dus pentru faci sau taci pe vârf de munte și ne-a lăsat acolo și toate cadrele trebuiau filmate la 4 dimineața. Era super, super fresh, eram cu toții. Dar mi-a zis că a fost o combinație de locații pentru acest film, pentru Complotul Bonelor. Unde ți-a plăcut mai mult, mai exact? Mă, eu sunt cam Neaua și mai mult la Cluj decât în Bali, sincer. Nu ți-a plăcut în Bali? Nu. Nu, toată lumea mă întreabă, bă, și cum a fost? Mă, când ai de filmat 10 ore pe zi, crede-mă că poți să fii și în Slobozia. Nu trebuie, da, să faci 16 ore cu avionul ca să filmezi undeva. Nu e vorba de locații, sigur că e o locație exotică, sigur că e recomandabil oamenilor cărora le place genul ăsta de locație. Dar mie mi-a plăcut mai mult în Cluj, sincer. Dar cât au durat filmările? Vreo 3 săptămâni și nu mai știu exact, a fost ca un iureș. 3 săptămâni, o zi, una după alta? Cam așa. Vreau să te întreb, când îți intre într-un rol, ca rolul lui Virgil, da, în cele 3 săptămâni te duci acasă cu rolul ăsta, te comporți, ai... I-am spus Gabriele, dacă nu-mi spui Virgil, nu știu ce să fac. Glumesc, evident. Nu, e foarte ușor, nu ieși din el după ce s-au terminat filmarea, e ca la programul la muncă. E aici un paradox, zic că toată lumea întreabă, cum e, cum așa, cum te simți după... Da. Mai indiferent ce joci, oricum trece prin tine. Și îți găsești o altă latură. Până la coadă, într-un om există tot, de la criminal până la sfânt. Depinde încotro te duci, asta e liberul arbitru al omului, că aia e. Știi, și... Dar acolo rămân niște zațuri. N-ai cum să nu le, când trec prin tine. E ca și cum vezi o întâmplare a vieții tale, n-are cum să nu te coste cu, mai ales când trece prin tine. Și atunci, eu neavând copii, îmi pare foarte rău că nu am. Când te trezești cu 9, te gândești, bă, și dacă rămân acolo niște lucruri, deși nu ai și nu o să ai. Da. Sunt lucrurile astea, trec prin tine. Bun, ne întoarcem imediat la Virgin Radio. Cristi Iacob e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața, Cristi Iacob este alături de noi și ne bucurăm tare mult că s-a trezit la ora asta. Bună dimineața. Vorbește mai încet. A dormit mai puțin, zice că era muzică pe fundal. Da. Julia, da, trezește-l tu. Trezește-te, Cristi, trezește-te. I'm wake up, Romania. This is me. Yes. Subliminal. Cristi, ce părere ai despre invazia asta filmelor comerciale românești din ultima vreme? Și vorbim de Miami Beach, de tot ce se întâmplă, de Tati Part-Time, de Klaus and Barroso. Sunt foarte multe filme, apar comedii romantice. Eu mă bucur personal, dar ce părere ai tu din punctul de vedere al unui actor? Pentru că am văzut că și ceva discuții, dar noi suntem pe pozitiv. Mai e o chestie, discuțiile vor fi și vor exista întotdeauna. Chit că faci, chit că nu faci, chit că e prost, chit că e bine, oricum discuții vor fi. Ori fi acest hate care există, îmi urăsc cuvântul ăsta. Bun, sunt oameni care comentează oricum.
Oricum. Eu mă bucur că există o piață deja. Adică oamenii încep să facă lucruri și atunci automat o anumită ștachetă se ridică. Pentru că la un moment dat există un factor numit calitate și atunci o să poți să discern într-o chestie proastă și o să o pun exact în sertarul la proaste și chestii mai bune, din ce în ce mai bune. Așa se ridică lucrurile, în orice. De la sport până la cultură. Cu cât faci mai multe lucruri, la un moment dat începi să discern dacă îți place ceva sau nu. Dacă ceva are o calitate, e de o calitate mai bună sau mai proastă. Asta e tot. Și apropo de calitate, vreau să te întreb cum s-a schimbat publicul de la serialele românești mai de demult față de cele care sunt în prezent. Simți că s-a schimbat în vreun fel publicul? El se schimbă, el e în permanentă schimbare, pentru că întotdeauna există o schimbare în mentalitate și în ceea ce fac producătorii. De pildă, acum au scăzut asta cu supereroi. Uh-huh. Da. Pentru că la un moment dat e super panteră, super papuc de casă, super de Doamne iartă-mă, lasă-mă cu super, că nu există niciun super. Uh-huh. Adică sunt niște chestii de ficțiune care la un moment dat devin, e prea mult, nu pot să mănânci, să înghiți chestia asta prea mult și atunci devine în altă... Oricum suntem oameni, indiferent... Știi de ce nu merge 3D-ul? Foarte bine, așa cum credeau. Că nu se vede bine. Nu, pentru că oamenii nu văd 3D. Nu poți să vezi două filme 3D, unul pe altul, pentru că doare capul. E foarte simplu. Da. Noi nu avem. Avem un 2D cu niște profunzimi. E ca la Corect. Peliculă, știi? Da. Adică, dar nu vezi planuri. Vezi niște clar-obscururi, dacă vrei. Hai că nu vreau să intru în optică, în optică și în cuantică. Brusc am devenit super serios. Ai zis de filmele cu supereroi. Ai fi jucat vreodată un supererou? Am jucat o dată în baie un supererou și am spart o glindă. Super! Nu, dragă, n-am. Nu știu, n-ai niciun supererou preferat. Poate, într-adevăr, suntem generații diferite, dar... Bă, da, bunica mea, de săracă, Dumnezeu să-l ierte, a murit și ăsta, știi? E frumos. Nu e... Cum să spun, e frumos ca și poveste. E firesc. Uh-huh. Și Harapal din supererou, dacă vrei. Da? Și Stampățitul. E un supererou. Stampățitul. Bă, eu am trecut pe niște chestii, nu mai spuneți mie, nu mai poveste. Și Moromete e un supererou. Dar e vorba de latura umană și întotdeauna tu vei te vei uita pentru o poveste care te va atușa sau nu. Hai să fim sinceri, noi trecem prin niște lucruri care pur și simplu s-a schimbat logistica. Dar... Iubirea există, durerea există, tristețea există, gingășia există, dar acum e gingășia lui Superman care scoate o pisică din copac înainte să salveze lumea, știi? Mm-hmm. În scenaristică așa se numește, Saving the Cat. Adică înainte să salvezi lumea, hai să iau și pisicuța aia sărăcuța să nu cadă din copac, știi? Adică... Oh, wow. Dar de fapt se bazează tot pe asta, pe a stușa sufletul. Dar cumva după o pauză destul de lungă în care oamenii, așa mi se părea mie, că nu prea se mai uită la seriale și a fost o pauză destul de lungă în care nici nu prea se mai făceau. Așa multe, nu? Așa acum simt cumva că iarăși ne întoarcem ca pe vremea telenovelelor, că și eu mă uitam când eram mai puștoaică. Ce, după părerea mea, lipsește? Oamenii atunci erau mai mulți fani, erau mai reali, ieșeau în stradă, vreau la evenimente, parcă susțineau mai mult. Acum n-am mai auzit pe nimeni să fie, să aibă bucuria. Băi, e ăsta, joacă actorul ăsta, îmi place de el. Mă duc să-l văd. Da. De ce? Din cauza logisticii. Pentru că acum îl văd aici, îl găsesc. Îl văd pe story. Îl văd pe TikTok, îl văd pe nu știu ce, pe WhatsApp. E la îndemână. E la îndedeget. Exact. Și crezi că o să dispară cumva admirația asta, care nu era deloc rușinoasă, să vin, să îl aplaud pe Cristi Iacob, să zic, ia uite mă, e aici, pe mâna pe el. Nu, aici le pot contrazice, pentru că la noi în țară actorii sunt un special actor de teatru. Da. Și sălile sunt pline. Vin să vadă, pentru că e... Diferența, toată lumea mă întrebă care e mai bine, teatru sau film? Acea întrebare. Forever, dar e aceeași meserie. Filmul e 85% tehnică. Teatru e live. Într-un film poți să păcălești. Dacă e un regizor foarte bun, un editor foarte bun, un operator foarte bun, și ai mai multe șanse să greșești. Da, dar sunt corectabile. În teatru nu. Ești sau nu ești. E live. E ca în Amor. Da. Trebuie să fii acolo. Dacă nu ești acolo, păpușa, poți să fii un tehnician desăvârșit, da. și cu sufletul monșer, ce faci? Păi, nu, că mă gândeam, mai eram într-o... butonam pe o chestie sau citeam un ziar. No way.
No way, mă bucur foarte mult că ești aici. Cred că toată lumea se bucură de discursul tău din dimineața asta. Mai avem o întrebare. E disputa asta pe internet cu, din ce am văzut eu, oameni care, bine, lăsând hate-ul la o parte, oameni care critică. Au apărut multe filme românești, dar în ele roluri principale au uite, Ana Maria Prodan, care nu e actriță. Eu nu văd nicio problemă în asta. Da, știu și că scandală cu Eva, cu... și cu toată lumea, exact. Sunt foarte mulți, că sunt influenceri, că Dumnezeu. Sunt da, sunt încercări. Hai să fim serioși, nici Macaulay Culkin nu era actor. Era actor. Hai să, cum e mult mai simplu să comentezi stând în fotoliu tău și bându-ți prițul. Mm-hmm. Să spui, bă, ce prost e ăla, sau ce caută ăla acolo. Da, am văzut și actori deranjați cumva. Și tu ești un actor mare pentru mine și pentru mulți oameni. Eram curios care e părerea ta. Deranja vreodată că aș veni eu, de exemplu, să joc într-un... Ai simțit că iau pâinea unui alt actor? Nu. Pe de altă parte, apropo de comentarii, există o vorbă românească foarte bună: câinii latră, caravana trece. Exact. Cred că, oricum, mie mi se pare că s-a cam dus treaba asta cu filmele care erau cu mai mulți oameni influenceri, da, sau oameni cunoscuți care decât nu sunt actori. Cred că proporțiile s-au schimbat, cel puțin. Așa mi se pare mie în ultima perioadă. Au fost câteva la un moment dat, dar nu au fost niște failuri din punctul meu de vedere. Mi se pare că s-au făcut niște filme bune și că regizorul, atâta timp cât e un regizor bun, va scoate și de la o astfel sigur de persoană. Până la coadă e și o chestie de PR, de vizibilitate, dar poți să dai girul cuiva. Și până la coadă, ideea mea, care problema? Asta vreau să fac. Ți-am zis, m-am învățat asta apropo de să nu judeci oamenii și să nu mergi cu preconcepții, de la te cunosc de undeva. Când veneau niște oameni, eu nu le ascultam muzica, vin din altă zonă, mă rog, îmi place alt tip de muzică. Și aveam la început, mi-am și cerut scuze oficial față de niște oameni. Și ziceam, mă râiam eu în sinea mea. Nu, după aia mi-am dat seama că erau vorba de niște oameni absolut minunați. Absolut minunați. Și până când nu cunoști o persoană respectivă, n-ai dreptul să-l comentezi. Pentru că e o prostie. E o prostie pentru că mergi prin cu mintea ta creață și cu gândurile tale de mamă. Cine, practic, în clipa în care denigrezi pe cineva, te faci tu pe tine mai bun. Nu ești mai bun. Nu ești frățioare. Ce frumos. Uite-te în oglindă dimineața și vezi că nu ești chiar așa. Cum crezi tu? Cum crezi, matal? Foarte. Cristi Iacob, doamnelor și domnilor, o plăcere să-l avem în studio. Mă bucur mult că ai venit. Te mai așteptăm pe la noi cu orice ocazie. Știm că nu te trezești. Știi ce? Nu mai plec. Îți mulțumim că te-ai trezit în această dimineață. Dar cine ți-a spus că m-am trezit? Ok. Bine că ai ajuns atunci. Să mergeți să vedeți filmul Complotul. Vă invit la Complotul Bonelor. Există și eu un premiu. Un premiu, un sejur de 7 zile în Bali. Hai că mergem. Vrei? Păi eu nu pot plec de la radio, îmi pare rău. Adică nu pot să particip. Aveți mai multe șanse ca să participați. Acum la telefon poți să vorbești ce vrei. Nu pot să în balineză, nu ce vrei tu. Nu, crede-mă că mi-a oferit ăștia la Hollywood acum în Iron Man 4. Și a zis nu. Am zis, îmi pare rău, nu pot, mă duc în Bali. Sau la radio, frate. Luați pe altcineva, să-l ia pe Robert Downey. I-am lăsat din nou. Asta e pe reclame, știi? Da. Robert Downey, Very Downey Jr. Very Downey Jr. Nu știam, dar să știi că nu mă pricep la gradele de ordenie. Cuscru meu, socru meu, tatăl Claudiu. Cuscru meu, socru. Deci socru. Eu aș pierde la 1 milion pe treaba asta. La mine, efectiv, nu se leagă. Dacă socru cu cuscru e același lucru, Nu. Da. Nu că ai mă grijă. Duce capul, dar pe astea mă pierd eu. Socru meu, care talate cunosc de undeva. Cuscru. Și îi tot spune Claudiu, iubitei mele, că noi doi semănăm. Zice, uite, zici că e Andrei. Acum nu știu cât seamănă. Dar dacă tu semeni cu Robert Downey și asta eu semăn cu tine, înseamnă că și eu semăn un pic cu Robert Downey, nu? Tu o să fii eu Robert Downey. Da, adică e un studiu de A plus B. Dacă A egal cu B și B egal cu C, semnă egal cu A. O struț, o cămilă, da. Eu am ieșit cel mai prost. E tot ce am înțeles eu din matematică. Că dacă Robert Downey Jr. egal cu C, înseamnă că Andrei egal cu mine. Opa!
Bună dimineața! Cine are răspunsul la această rezolvare? Cu siguranță o să ajungă și în Bali. Nu uitați să mergeți la film Complotul Bonelor. Vă să vă placă, e mișto. Chiar mișto. Vă iubim și așteptăm și review-ul după ce-l vedeți. Da? Exact. Mulțumim tare mult. Ne reauzim mâine dimineața la 6:30. Mulțumim, Cristi Iacob. Să avem o zi minunată! Hello! Virgin Radio Breakfast.